Ea este confecționată din bârni de lemn, iar aici este împlutura din mortarul din cânepă industrială. În premieră pentru Republica Moldova, în satul Tudora din raionul Ștefan Vodă, se construiește o casă din cânepă industrială. Cel mai dificil a fost importarea lotului de cânepă industrială din România. Tocmai din acest motiv, unul dintre scopurile proiectului este să demonstreze necesitatea legalizării cultivării acestei culturi. Mortarul care se amestecă aliajul de var, lut și cânepă industrială se aplică pe pereți, adică totodată construim pereții din el și el exercită și funcție de izolant. Cum am menționat, 40 cm de izolație este suficient ca să avem o casă foarte bine izolată. Totodată vom avea și un mediu foarte favorabil în ea, deoarece în acest mortar nu locuiesc insectele, nu intră rozătoarele. Totodată vom avea un confort termic foarte bun și un confort de umiditate. Mortarul dat niciodată nu va fi mucigai, deoarece el nu crește pe var.